binecuvântat pe poporul său cu pace. Aduceți Domnului, fii ai lui Dumnezeu, aduceți slavă și cinste. Din Epistola către Coloseni a Sfântului Apostol Pavel citire. Desfrânarea, necurăția, patima, postarea și lăcomia, care este închinare la idol, pentru care vine mânia lui Dumnezeu peste tine ascultător, în care păcate ați umblat și voi odinioară, pe când trăiați în ele. Acum deci lepădați și voi toate acestea, mânia, iuțimea, răutatea, defăimarea, cuvântul de rușine din gura voastră. Nu vă mințiți unul pe altul, fiindcă v-ați dezbrăcat de omul cel vechi, dintre ură cu faptele lui. Și v-ați îmbrăcat cu cel nou, care se înnoiește spre deplină cunoștință, după chipul celui ce l-a vizit, unde nu mai este elin și iudeu, tăiere împrejur și netăiere împrejur, barbar, scitrop, ori liber, ci ascultăm Sfânta Evanghelie, pace tuturor. Din Sfânta Evanghelie, cea de la Luca ce fire.
Thank you.